Pe 25 noiembrie a avut loc competiția organizată cu ocazia celei de-a 20-a aniversări de la fondarea clubului de taekwondo Stolas Leucas. La eveniment au fost prezenți peste 250 de sportivi din 5 cluburi, Adonai, Activ, Neemia, Stolas Leucas și Dunamis, participanți atât din Republica Moldova cât și din România. La eveniment a fost prezent președintele clubului, Vasile Filat, care a făcut o privire de ansamblu a celor mai importante evenimente din cei 20 de ani de activitate ai clubului. Vreau să exprim aprecierea față de toți cei care ați venit în fața noastră și ați ales clubul de taekwondo să învățați aici cu noi și să învățați cu noi și spiritele scripturii. Sunt multe lucruri care au fost importante, au fost așa străluciri pe parcursul acestor 20 de ani, dar cred că eu o să enumăr lucrurile care mi-au adus cea mai mare bucurie. Iată, cea mai mare bucurie am avut-o la prima tabără, când au venit primii 40 de ucenici. Era vara anului 98 și eu de acum de un an de zile învățam scripturile și ei nu răspundeau la mesaj, îi învățam intens. Și la tabăra aceea aflasem mai târziu, nu știam despre asta, că ei de fapt s-au înțeles între ei să nu-L accepte pe Iisus Hristos nimeni. Ei s-au înțeles, las, noi să învățăm de la El taekwondo, dar tot ce spune El din Biblie, de asta o lăsăm într-o parte. Însă la tabăra aceea am studiat epistola către Filipeni și în timpul taberei s-a pocăit primul, a doilea, a treilea, a patrulea și la tabără s-au pocăit primii 15. Asta mi-a fost o foarte mare bucurie. Ion Bubuioc, cel care a văzut potențial în dezvoltarea acestui club și și-a oferit ajutorul, a vorbit despre ce l-a motivat să facă acest pas. M-a motivat dorința lui. El avea o dorință mare de a se ocupa cu așa sport și cred că am vrut să-l ajut, că el avea țelul ăsta în viață și îmi pare bine că l-am ajutat. Prezent la competiție a fost și Alexei Tentiuc, campion mondial și instructor al clubului Stolas Leucas. Alexei Tentiuc a povestit ce impact a avut în viața lui această artă marțială și studiul biblic făcut la antrenamente încă din copilărie. Eu m-am îndrăgostit de taekwondo din prima clipă când am intrat în sala sportivă. Pentru mine nu exista ceva mai bun, mai frumos atunci cu 19 ani în urmă când am venit în grupul domnului Sergiu Filat și Sergiu a început să mă antreneze. Atunci m-am îndrăgostit de arta aceasta taekwondo și bineînțeles că pe parcursul anilor am văzut o mare creștere a clubului nostru și cel mai frumos lucru care l-am observat în toți acești ani a fost că, de fapt, în momentul când noi am pus și, de fapt, de la fondatorul acestui club, domnul Vasile Filat, totdeauna a avut grijă ca cuvântul lui Dumnezeu, studiul biblic inductiv să fie baza la tot mersul clubului acesta. Radu Filat, organizatorul competiției, ne-a spus cât sunt de importante competițiile și cum acestea lucrează la pregătirea sportivilor. Bucurăm în primul rând că sunt foarte mulți oameni care au fost schimbați în urma cuvântului lui Dumnezeu. Asta este cel mai important și dacă privim în competiția asta de participare a fiecărui sportiv, fiecare își depășește frica și asta este cel mai important. Trebuie ca fiecare din ei să devină un luptător, de fapt, a vieții, a învinge cel mai mult rău. Pentru că taekwondo înseamnă autoapărare în sine și, de fapt, noi, toți ucenicii noștri, învățăm să depășească rău prin credință în Domnul Iisus Hristos. Cu mândrie, sportivii celui mai mare club din țară, Stolas Leucas, au remarcat rolul important pe care îl are clubul în viața lor. Da, trebuie să depui puțin efort ca să câștigi această medalie de loc întâi. Nu trebuie să te lași bătut de adversari, trebuie să luți pentru Я выступаю впервые на таком чемпионате. Конечно же, у меня эмоции позитивные. Как и любой спортсмен, я готовилась к этому чемпионату. В моей категории были сильные спортсмены. Но я благодарю своего тренера, это мой муж Илеску Дмитрий, за то, что он меня подготовил, за то, что мотивировал, а также Бога, за то, что он мне мог дать награду. Ne bucurăm și noi să fim membri acestui club mare și viziunea noastră este ca să creștem campioni, campioni sportivi, campioni tați, campioni oameni serioși în societate.
Competiția deschisă la Taekwondo Stolas Leucas 20 de ani s-a desfășurat în sala sportivă a Universității de Medicină din orașul Chișinău. Clubul Stolas Leucas este cel mai mare club de taekwondo din Moldova, în care s-au antrenat în jur de 30.000 de sportivi în cei 20 de ani de activitate. De asemenea, clubul are filiale în mai multe țări ale lumii.